Bună, sunt Vali. Pentru a exista un reper universal în ceea ce privește timpul, oamenii au inventat un dispozitiv care se numește ceas. Ceasonic. Aparatul care te servește la determinarea și măsurarea timpului în limitele unei zile. Haideți să vedem și alte tipuri de ceasuri. Ceasul electronic este ceasul la care funcționarea este bazată pe circuite integrate specializate. Ceasul digital este ceasul electronic la care ora este afișată prin cifre pe un display. Ceasul vorbitor este ceasul la care ora este anunțată verbal. Și în ultimul rând, ceasul solar este vorba de o suprafață mărginită de numere, având în centru o tijă a cărei umbră indică cu aproximație orele zilei. Se pot distinge două categorii. În prima categorie avem ceasurile personale, mă refer aici în principal la ceasurile de mână, ce pot varia ca formă, culoare și preț în funcție de necesitățile fiecăruia, iar în cealaltă categorie avem ceasurile de perete, de birou, ceasurile decorative și, scuze, ceasurile cu cuc. Principala utilitate, cum am precizat și mai devreme, este să ne arate ora exactă. Însă în ceea ce le privește apar marile probleme. Ele rămân în urmă, merg înainte și stau. O altă utilitate este reprezentată de alarmă. Acestea fiind spuse, să rămână la domnișoare și o zi bună la domnul.